Astăzi vă voi învăța cum să faceți tocinei. Rapizi, care se pot mânca în două tipuri diferite, ca garnitură sărată și ca desert dulce. Mulțumesc foarte mult pentru cei 600 de subscriberi. Să începem! Bună, sunt Rare și astăzi o să gătim în familie. Rețeta noastră de azi, cum ați auzit mai devreme, e tocinei. Avem 500 de grame de cartofi, 2 ouă, praf de copt, făină de grâu, în general 4-5 linguri de copt, sare și piper, smântână, dacă vreți să faceți cu zahăr, zahăr aduceți, ne trebuie și ceva cu care să scurgem și noi folosim un tăcător. Să începem! Acum trebuie să-i las un pic să se scurgă. Trebuie să amestecăm bucățelele noastre rase de cartofi în scurgătoare și așa vom rămâne și noi fără sucul de cartofi. Cred că toată lumea știe asta, dar da. Abracadabra, abracadim, să meargă aim! S-au teleportat cartofii înăuntru. E timpul ouă. Ce vreau să spun prin asta? Trebuie să spargem aceste 2 ouă aici și după asta făina și praful de copt. Amestecăm ouăle. Ouăle amestecate sunt cele mestecate. Acum punem 4 linguri de făină în amestecul nostru. E destul de bun. Să amestecăm acum. Se pare că ne mai trebuie încă 2 linguri de făină ca să se lege un pic mai bine. Praf de copt. Copt de praf. Să fiu de data asta nu merg bine. Ok. Pun jumătate de praf de copt din toată pungulița asta. Destul. Și acum iar amestec. Doar de data asta așa. Adaug un pic de sare. Un pic de sare. Totul trebuie sare. Până și la dulciuri. Pa, pa, pa. Destul de sărat. Deoarece o să facem în 2 feluri mai târziu. Și acum trebuie să aibă un gust mai neutru. Înțelegeți? Am mai adăugat 2 linguri de făină ca să iasă un aluat un pic mai moale. E un aluat pentru rețeta noastră special. Acum să-l punem în tigaie. Am pus uleiul la încins, doar că o să pun acum cum am făcut la fârjoarele noastre de morcov. Videoclipul este aici dacă vreți să vă uitați. Acum luăm doar jumătate din asta și punem. O mai uniformez un pic. Oh, arată că o e inimă. Chiar perfect. Chiar dacă este frumos și așa, după mine a ieșit un pic cam prea mic. Deci luăm o lingură mai mare. Mai bine. Doamne, cât de mare. Și hai să punem. Punem capacul pe deasupra. Apropo, când veți vedea că este maro jos, întoarceți-l. Este timpul să întoarcem. Să fiu un pic mai rapid, deoarece vreau să se ardă. Alice!
O să ridic un pic pe asta și o să iau cu spatula de acum. Asta să fie un pic mai ușor, așa. O, cucuriță! S-a terminat aici, acum este timpul să le luăm. Oi! Trebuie să le iau și să le pun acum un șervețel care poate să absoarbe un lei din miele. Avem aceeași rețetă de tocinei și amândouă au smântânică. Puteți să-i mâncați, zerați, cu sare și piper, vă recomand la păsare, sau cu zahăre pentru cei care vor să fie desert sau să mănânce dulce. Poftă bună! Thank you.